după ce ați avut cearta aia de acum două săptămâni, s-au repetat anumite chestii? Ce? Niciunde. Bine, mă, lasă asta, că asta face parte din trecut. De când ai vorbit ultima oară cu el. De acum două săptămâni, el a mai făcut ceva? Te-a mai mințit cu ceva? În ultimele două săptămâni. A, încă n-am descoperit, dar urmează, da, de ce? Mă aștept la orice. Că mă gândesc dacă ați avut discuția aia atunci, săptămâna aia, după ce ai venit din Dominicană. Că n-am avut discuție, noi n-am... În fine, ai avut reacțiile pe care le-ai avut și ce s-a întâmplat atunci, poate nu și-a dat seama că chiar a greșit și că nu o să mai facă anumite greșit. Nu, Adriana, momentul în care tu vii și mă minți în față și ajungi să te juri pe mama ta că nu ai spus și că nu ai vorbit... Uite cum a zis și el, a vrut să protejeze relația printr-o minciună. Cum s-a ajuns să protejezi o relație printr-o minciună? Păi eu de ce el așa a crezut că face bine, decât să te piardă, mai bine te minte în moment și nu... Nu este prima oară când mă minte. Și când a făcut același chestie, a fost înainte de a se întâmpla lucrurile astea. Amă, nu mai fi, mă, indiferent și tu vei... Ce indiferent, mă, dar ce vrei să zic dacă femeia cea de 5 ori s-o jura pe mama lui? Doamne, bine, gata, am înțeles. Ce vrei să zic? Lasă-mă, mă, îmi pace. Îmi dați mie lecții. Na, gata, nu mai vorbești, te-ai oprit? Ce? Luați mai și vorbiți. Pe bune, vă stă rău separați așa. Nu, no, Adriana, iar la ce ai zis tu, Adriana, nu. Ce? Când ai zis tu dacă am mai făcut ceva de atunci de când a făcut Dominicana cu alea, nu, răspunsul e nu. Numai eu ziceam că după ce a venit ea din Dominicană, dacă tu l-ai mai mințit-o pe ea cu ceva sau... Nu. Ce a zis că nu știe până în prezent pentru că nu a aflat. Ai văzut fața? Nu, a stat pe gânduri. Mă, ce ai, mă, iar ești paranoia, mă, a stat pe gânduri. Ce te gândești iar? Eu sunt aia nebună, tu ești la corectul, tu nu greșești, eu greșesc, că mi-asum tot ce am greșit, îmi cer și scuze și aia e, bine? E bine, nu? Mă, dar nu vă mai certați, mă, că nu vă stă frumos așa. Vă stă mai bine să fiți împreună și să vă iubiți. Dacă e comunistă? Ei, tu te și iați una care nu-i comunistă. Ce? Tu te și iați pe una care nu-i genul comunistă. Genul programului dramă. Acest program ce poate fi difuzat persoanelor în vârstă sub 18 ani, numai cu acordul sau... Dar mă bucur, Adriana, chiar am văzut odată că în sfârșit vorbești și tu ceva bine. Abia aștept momentul, Andrada, când o să te cerți din nou cu Cazi, să spun și același Adriana, lucru despre tine. Bă, continuăm și o glumă care a fost făcută, ce are? Cine ai deranjat acolo? Taci, mă, și vorbește dacă... Care sunteți, mă, fetele astea din față tot văd că sunt deranjate că voi vorbiți aici. N-ați nimeni este deranjat, păi, a spus genul programului dramă. Păi faceți din ironie la adresa lor. Codruț, ascultă-mă, a fost o glumă și a spus așa, genul programului dramă. Și am spus, am continuat, acest program poate fi difuzat în vârstă la cei vizionat în vârstă de la cei în vârstă de copii la 12 ani. Numai cu acordul sau împreună cu părinților familia. Și după aia genul programului dramă. Și la voi ce a fost? Horror? La voi a fost horror când ați făcut așa? Codruț, am făcut ceva în văzul romantic. Am făcut ceva ca voi să vă dați cu părerea? Aia, am fost afară romantic. Și am vorbit și am gândit ce aveam de jucat afară. Andrada, despre ce vorbești? Săptămâna trecută, în momentul în care tu te certai cu Cazi, să te acord pe canapea și comenta despre relația voastră, despre ceea ce făceați voi atunci. Ai mișto romantic decât dragul. Auzi pe Mariana, da, Mariana. Nu vorbesc cu tine, Codruț, vorbeam cu Andrada. Codruț, din moment ce voi vă certați pe ecran, nu vă băgați în seamă. Păi, nu te mai crede așa, e important că nu vorbească. Vorbeam de dramă dimineață. Dacă sunteți curioase, aici a dat dramă. Sunteți curioase voi de ceva? Vorbeam dimineață de dramă. Voi stați ca babele la sat, stați acolo. Asta este, iar ce și vizionăm filmul. Vizionăm un film. Mie îmi plac filmele de dramă. Îți plac vârfele, știu. Filmele de dramă. Sunt un deranj, ce n-ai înțeles? Nu, că l-am acum fața mea, de ce să mai fac eu? A, atunci admiră, le-a popcorn și admiră. Păi tocmai, că stau și mâini, nu vezi? Da. Uite așa, mă, cu mare drag. Că și mâine continuă filmul. Dacă ce, vrei să trec la acțiune sau la ce? Mai aveți de muncit, nu prea place. Du-te afară, nu-mi plac rău. Actorii. Îmi pare rău, n-ai plătit niciun bilet pentru asta. Actorii nu joacă, păi pare rău, ce bilet să plătesc dacă filmul nu e bun? Pe grafic mă uit. Fă tu un film mai bun.
Eu nu pot, că nu știu să joc. Ce? Eu nu știu. Mie îmi place că drama asta pe care ziceți voi că o facem, noi de fapt o faceți voi. Uite acolo, doi. Îmi pare rău, dacă n-ai observat, eu nu prea am pentru această conexiune. Când vedeți că ne pune pe noi pe cadru, imediat aveți ceva de comentat. Bineînțeles, noi. Bineînțeles, comentăm. Păi poate așa dacă vă comentează, Mariana. Mariana, dacă nu vorbești cu mine și comentezi de mine, spune-ți părerea, exprimă-te, da, zi. Ce vrei, mă? Păi, ai zis, bineînțeles că comentezi. Comentează, dă și te ascult și eu. Ce nelămurire, ce te doare? Când am chef, comentez. Te doare burta, ai colici. În momentul de față n-am chef. Mai întâmplă să te mai strângă burta să ai colici, dar poți să spui ce te doare. Da? Nu mă doar nimic. Te lămuresc dacă ai ceva de spus. Auzi, băi, vorbește frumos, că nu am vorbit cu tine. Păi vorbesc frumos, ce ți-am vorbit? Bă, ce vorbești frumos? Te-am vrei întrebat. Să iau și eu la mișto? Am zis că dacă vrei să iau și eu pe tine la mișto? Te lămuresc. Vezi că am avut bun simț, dar se pare că tu nu-l ai. Hai că n-am eu bun simț. Hai că nu ai. Adevărat, asigă și persoana. În momentul în care se vorbește despre altcineva, sunteți primii care vă dați cu părerea. Bă, când vine rândul vostru, trebuie să tacă toată lumea. Bă, Mariana, în momentul în care noi am apărut pe acel televizor, noi nu am vorbit. Ți se pare că vorbim? Bă, stați, Mecian, nu vorbiți! Ce suntem? Mecian, vă trebuie ochelari de vedere! Mecian, nu vorbiți, pentru că sunteți conștienți că toată lumea... Vă luați, frate, și vorbiți voi ce nu știți! Mariana, vorbiți voi ce nu știți! Da, acum vorbim bine. Odată ce vezi că noi doi nu mă mișim și discutăm, ia pe bine și vorbeam despre toată lumea. Tu le știi pe toate oamenii despre toată lumea. Odată stați la colț, lumea vorbește cu o parte, sunt cineva, tu vorbești cu soata pe o parte. Normal că după, las cadru voi. Păi normal că după sunt de cadru dacă vorbiți. Păi înainte vorbeam, nu ați vorbeați, nu ați vorbeați cu soata despre chestia asta. Dragele mele colegi, v-am spus eu să nu vorbiți, mă. Ce vrei, mă, și tu? Ce vrei și tu? Vă deranjează că sunteți luați și căutați voi și vorbiți despre altceva dacă vă deranjează. Dacă aveți voi lucruri mai importante de comun, de făcut, scuză-mă, vorbiți-e și voi în evidență. Uite, până acum ne-am jucat. Mariana, nu știu de vină că apar pe acel cadru când tac. Sau cu Alexa, nu știu de vină. Nu când taci, că a vorbit iubita ta. Corect. N-ați apărut dintr-o dată, că nu se face magie să apară Alexandra Școtu. Lasă-mă, aia că ești avocată. Vorbea iubita ta cu sora ei și de-aia ai apărut. Păi vorbeam eu cu ea, asta nu înseamnă că vreau să fiu pe cadru. Vorbeam eu cu ea. Ta, nu am venit să mă plâng în fața ta. Nu am venit să discut lucrurile pe care eu le am de discutat în fața ta. Vorbesc cu sora mea. Lasă-mă să te cadu. Unde vorbești? Unde vorbești? Știi foarte bine. Dar vorbesc unde vreau eu. Păi și atunci vorbesc unde vreau eu. Păi puteți dacă vă deranjează. Nu faceți fraților la mă. Dacă nu vrei să vorbești, nu mai vorbi atunci. Nu veni să vorbesc unde și vă vreau eu. Atât aia. Stai, nu vă deranjez pe voi. Și nu am nicio treabă cu voi. Să știți și voi că în momentul în care voi vorbiți despre o persoană sau despre sentimentele voastre acolo sau acolo oriunde, cu cineva, se dă conexiune. Alexandra, tu știi foarte bine. Dar nu mai știu că s-a dat conexiunea asta cu tine. Nu spune mie că nu știam că s-a dat conexiune ca timp foarte bine. Păi tocmai pentru asta ai vorbit acolo. Dacă nu eu am vorbit cu Adriana, pe ea, să sară ele pe tine. Dar voi dacă sunteți... Păi, dar vă duce capul ca și pe ea. Hai că te duce pe tine. Ce-mi place când sunteți așa bune samaritene, voi cum vă implicați, voi cum vă place, voi acolo, cum mă susțineți voi. Aia ales aia, aia mă susține într-una, aia e prima. Cel mai mult. Mă bucur. Să mă duc să mă ascund. Mă bucur aia, mă bucur. Cel mai mult. Chiar am nevoie de susținerea ta. Nu știam cum să spun, nu de altă, știi? Mă bucur că ești acolo unde trebuie. Dar păcat că numai la mine ești, adică dacă ai face... Dacă faci asta cu toți concurența, ai faci mai bine pentru tine. Dar cu tine mai mult. Faci doar cu Codruț. Fac, dar cu tine mai mult. Lasă tu. Fă tu cu gagicul tău. Fă cu mine. Bună ziua. Bună ziua. Să rămână. Bună ziua, băieți. Să rămână, domnișoara Cristina. Săptămâna mare, agitație la fel de mare.
ne-am jucat. Colegii foarte curioși, foarte implicați, ca de obicei. Nu știu dacă curioși, dar gălăgioși, cu siguranță. Și acum întreb. Ce aveți de împărțit? Nu știu, domnișoara Cristina. Sunt foarte deranjați că în momentul în care apar eu cu Alexandra acolo pe cadru, nu discutăm, că ei sunt foarte curioși. Așa încep să discute ei, mai ales aia e cea mai implicată și cea mai curioasă de tot ce se întâmplă. Nu cred că am trecut după Alexandra, sincer. Ia, zi, Andrada. Nu e vorba când apăreți. Ascultă-mă, Codruț. Da, te ascult. Nu e vorba când apăreți pe cadru că ne deranjează. E vorba că în momentul în care apăreți, voi spuneți nu vreau să vorbesc sau nu vreau să vorbesc, să lămuresc, nu vreau să fac asta, nu asta. Dar de ce mi-ai vorbit până acum acolo? Da, eu trebuie să vorbesc. De ce ai mai vorbit când tu ești conștientă că apare acolo? Eu ceva pe voi, mă. Trebuie să vorbesc eu când vreți voi. Mai Codruț, nu înțelegi dacă am ceva pe suflet și nu vreau să vorbesc. Nu vorbesc cu nimeni, nu numai cu tine. Vorbea acolo cu Adriana și în momentul când ești conștient și nu mă lua de așa. Nu te iau de așa, dar așa s-a întâmplat. Și în momentul când am apărut noi, care mai de care stăteați la coadă și că stăteați la păi așteptam să vorbiți voi, așteptam pentru că de-aia ați vorbit acolo, vorbiți nu să lămuriți. Rezolvați-vă voi problemele voastre și vă vedeți. Lăsați că noi doi așa. Adriano, dar nici știi că stăm aici mulți momentul în care sunt acolo și nu vorbești nimic. Despre ce vorbim? Vă mulțumim că sunteți așa implicați, știm că ne vreți binele, dar nu e vorba de implicație, dar nu putem să stăm aici 5 minute, 10 minute să așteptăm să dispăreți voi după cadru, să nu mai stăm prezuni sau să ne uităm la artația. Andrada, începe tu o conversație mai constructivă. Începe tu să vorbești ceva cu Cazi sau cu cine vrei tu și eu cu cea mai mare plăcere stau și te ascult pe tine o oră dacă stai pe cadru, nu mă deranjezi. Dar nu e vorba de dacă am ceva de lămurit, nu lămuresc aici pe cadru, după cum ai observat. Și când aveți de lămurit câte ceva, precum, uite, de exemplu, Marinescu și Comănici, spectacolul din spatele lor era în mare floare. Adică nici nu vă respectați. Dacă aveți conexiune, dacă poartă colegii voștri o discuție, voi vă puteți retrage în alt loc. Să avem subiecte separate, dar nu. Voi înțelegeți că doar aici se desfășoară emisiunea, pe acest ecran. Nu. Aici există în această casă foarte multe locuri unde puteți vorbi. Ce spuneai, Cristi, te rog? Avem două foști iubite care ne respectă foarte mult. Hai, mă, lasă-mi. Care sunt acele două foste iubite? Da, eu și Marinescu avem alte foste iubite în casa asta, că avem doar două. Taci-mă. Păi nu știu, că el a mai avut așa niște tentative. Care sunt Cristina, în casă? Dacă ușa este aici, noi pe unde trebuia să intrăm prin aer? Hai că trebuia să faceți parada mult. Hai, lasă, ești foarte sensibil la urechi. Nu poți să vorbești de fiecare dată când se aude un mic zgomot. Nu, no, companii se oftica că nu era și el cu noi. Auzi, Mariana, dar te deranja subiectul pe care îl discutau dar cei nici doi? Nu știu despre ce vorbea domnișoara Cristina. Atât de important era. Păi da! Abar n-ai, nici măcar n-ai fost atentă. Te dar nu-ți plăcea faptul că cei doi discutau? Dar nu m-a deranjat domnișoara Cristina că discută. Pur și simplu nu am vrut în momentul ăla să ne jucăm. Auzi, Marinescu, crezi că Maria vrea cu orice preț să te înlăture de pe acel ecran și tocmai de aceea de fiecare dată când tu porți o discuție cu un coleg sau altul, ea intervine? Maria, Maria era foarte fericită și jucăușă cu Paul doamna în spate. Doamna Cristina, dar vreau să vă spunem ceva. Noi în momentul în care am intrat în casă, noi nu știam că doar ei doi discută. Noi nu știam. Stați puțin că eu nu mă refer doar la acel moment. Mă refer așa în general. Dacă Maria, mai nou, are o strategie în a-l înlătura pe Marinescu de pe ecran. Domnișoara Cristina, dar s-a observat foarte, adică atât ieri cât și astăzi, când el a vorbit despre mine, nu am reacționat. Dar nu e vorba de asta, înainte. Nici măcar nu ți-a dat lasă-mă seama. Lasă-mă să vorbesc. În momentul în care, inclusiv acum, în momentul în care... De ce vorbesc peste mine? Auzi... Deci, păi, asta că așa vreau eu să vorbesc peste tine, să mă ascult. Nu, ia, respectă. Nu vreau să vorbesc pentru tine. Vreau să taci și să mă asculți. Se vede foarte clar, ascultă-mă. Se vede foarte clar. Dacă eu încerc să spun ceva, intervii tu și spui: Cristian Comănici, ce părere ai? Mariana, nu este așa? Ăla. Asta că faci tu aici în casă. Părerea Maria, păi da, da, nu asta faci. Deși... Da, un pic, ascultă-mă. Deși tot ce a zis, eu pot să subiectele cu el. Dar nu mai vorbi peste mine, nu mai vorbi peste mine. Romeo, acum ascultă-mă. Același lucru l-am făcut și acum, pentru că uite, trebuie să-mi dai mie explicația. Uite, mie trebuie să-mi dai, nu lui, că el n-a zis nimic. Nu am zis. Băi, am zis că... El era doar, nu știu, nu știu dacă ai observat, dar încerc să te evit.
Păi Maria, fii atentă, asta, tu încerci mereu să le viți. Chiar dacă vorbim despre un subiect în care ești și tu implicat, prefer să vorbesc cu persoanele terțe. Intervii mereu în subiectul în care este Marinescu implicat. Nu e adevărat! Ba da, nu e adevărat! Deși tu, aceeași persoană, aceeași Maria, zice că vreau să încheie orice subiect cu Marinescu, vreau să le vii total, da. Tu mereu intervii când îți vorba. Acum ai zis că, dar ce treabă ai tu, Comănici, că dacă el ascultă sau nu mai știu exact cum a fost. Păi da, Romeo, tu încerci să ne spui că ea încearcă să-l înlăture, nu păi să-l evite. Categoric încearcă să-l înlăture, pentru că este eu zic că este un plan de-al ei să-și ducă și răzbunarea la bun. Și tu nu ai același plan, mă? Tu nu ai același plan? Nu mă interesează. Păi te-am auzit ieri când ești aici cu băieții tăi, cu brigada ta. Nu mai vreau, gata, Marinescu, nu te mai băgăm în seamă să te dăm jos de pe sticlă. Dacă vreau, păi nu mai bag în seamă. Tu faci același lucru pe care îl face și Maria. E același lucru. Și spui ei acum, și spui Maria acum. Marinescu, ah, dar ce faci tu, sari în cap. E o diferență, păi faceți același lucru și tu și ea. Să te înlăture pe tine, vorbim cu tine. Eu dacă nu vorbesc cu tine, eu nu vorbesc nici eu și nici băieții de aici. Auzi, Romeo, dar cum te-ai apropiat tu de el în ultima perioadă? Că acum vreo 2-3 zile spuneai că atât el cât și Maria sunt cei mai falși din casă. De cine m-am apropiat? Dar m-am apropiat, domnșoara Cristina, de nimeni. De Marinescu eu să mă apropii? Nu. Dar crezi în continuare că cei doi sunt cei mai falși din casă? Domnșoara Cristina, da, în continuare cred chestia asta. Marinescu, nu știu, este fals și el, dar nu, mie nu-mi place atitudinea lui arogant. Ai, lasă, Romeo, este foarte arogant, se vede mult prea sus. Și da, și el face jocul de competiție, asta înseamnă. Dar persoană care face falsă? Jocul de competiție, Romeo, aici afară este altfel. Romeo, eu cu ce-s falsă? Tu? Da. Mamă, pentru că săptămâna trecută ai spus că nu-s falsă. Păi ești fals în ceea ce îl privește pe el. Ți-am explicat și luna trecută. Ce? Pentru că nu ți-ai asumat sentimentele pe care le-ai avut față de el. El a pus competiție înainte sentimentelor. Vorbește și de pentru mine. Mine astfel de persoane sunt persoane neasumate și false. Adică nu ești falsă din moment ce nu ți-asumi ceva. Ascultă-mă. Bun, Romeo. Asta s-a întâmplat în trecut, nu? Da. Acum tot sunt falsă? Acum? Da. Nu știu, acum nu am stat să te mai analizez, că nu mai ești atât de important pentru mine. Adam, fost? Cum a reușit Maria de luni până astăzi să te facă să-ți schimbi puțin părerea? Nu pot să dau o definiție unei persoane prin prisma unor circumstanțe. Pentru că nu circumstanțele ne definesc ca oameni, în primul rând. Și am spus că este falsă prin prisma unor circumstanțe. Că și eu poate am fost fals și am mințit în anumite momente ale vieții. Nu înseamnă că perd total o persoană așa. N-am zis că sunt niște persoane per total false. În ceea ce au privit relația lor, la un moment dat, da, au fost foarte falși. Apropo de asta, acum câteva zile, vreo două, trei, spuneai, luni, că îl vrei pe Marinescu. Și a doua zi că nu. Miștole, nu da, știu, da. Cuvintele astea. Păi, am explicat tot luni, nu este vorba de asta, nu pot să anulez tot ce simt pentru el, însă nu mă mai văd cu el împreună. Mai pe scunul pasul lui. Te ajută faptul că nu-l bagi în seamă să stai departe de el? Da. Acum câteva zile sau chiar, nu știu, o săptămână, nici o săptămână, nu cred, ai spus că tu l-ai vrea, dar el nu te mai vrea. Bun, după aia vezi, ai spus că sentimentele, dar rațiunea spunea Romeo, ceva. Dar voi nu încercați deloc să mă ajutați. Eu când vin aici și îmi văd de treaba mea și îmi caute... Dar trebuie să te ajut singură, nu sunt, păi eu nu sunt pus aici să te ajut pe tine, Maria, da, îmi pare da, rău, scuză-mă. Ascultă-mă, Romeo, eu dacă spun că nu și că gata, voi, nu, că tu ești falsă, că tu, nu știu cum, joci teatru, că nu știu ce faci. Când vin și spun că îl vreau, iarăși, ești falsă, Maria, nu știu ce vrei. Păi, au fost, recunosc că au fost situații când nu am știut ce vreau. Codruț și Alexandra, aia, ce aveai cu acest cuplu minune? Nimic. Nu? Păi nu, de dimineață a început Alexandra să vorbească că eu și Andrei n-am reușit să facem drame. Care? Le-a făcut ea și am spus că ea le face tot timpul. În fiecare zi ea stă în colț, tace din gură, nu vorbește, face pe supărata, suferă, nu știu. Dar dramele înainte când vorbeam și spuneam ceea ce aveam în cap și atunci făceam drame? Când? Înainte, când vorbeam foarte mult, când spuneați voi că vorbesc peste voi, nu vă las să vorbesc și atunci făceam drame, că și atunci tot la fel îmi spuneați. Nu. Nu? Nu. Nu spuneți că faci. Am spus eu că faci drame? Nu. Ai știut despre zile? Da, zici că ura ea nu poate fi făcut drame 3 luni de zile. Mariano, și tu repede. Da, tu ești hai să încercăm să vorbim ce arând noi. Stați așa. Domnișoara Cristina, vorbea aia cu Alexandra, domnule, că s-o trezi și Mariana. Te, 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 te.
Mă prezente pe o reamintiv. Mariana, n-am cum să mai aud de acum încolo ce spune, pentru că mai devreme a vrut să ia atitudine și să spună Mariana ceva în fața Mariei. S-a uitat Maria urât la ea, n-o s-a schimbat la fața. Mariana, acum te trebuie să vorbești. N-am cum să mai ascult pe Mariana. Până acum aveai impresii, vorbeai cu cine voiai tu. Nu vorbesc cu Alexandra, că urlă și țipă. Acum repede te trezești și vorbești, tu ești prima. Vorbesc cu tine. Aia, tu crezi că Alexandra n-are motive să fie supărată? Nu știa ce să răspundă. Când am ne-am întors din România, eu lucrurile astea le-am spus ei. Și a trecut peste, n-avea nicio treabă. Și acum, dintr-o dată, se repet. Ce a explicat Adrian? A explicat destul de clar că ea a vorbit cu Codruț lucrurile astea acasă și Codruț a jurat nu a spus nimic. Mare lucru. Cum mare lucru? Iubitul tău se prima oară. Că nu este adevărat ceea ce afirmați voi. E prima oară când să tu îl crezi pe el sau pe colegii tăi? Când a fost vorba, când au adus acel subiect în discuție, am auzit-o, sincer, eu, ce au spus ele, eu sincer n-am băgat în seamă și nici nu m-a interesat. Am auzit-o doar pe Mariana odată într-o gală, că a spus lucrurile astea, dar n-a vorbit de nicio înregistrare, n-a vorbit de ce vorbeau fetele, nu ieri, alaltăi. Dar cum nu știa? Păi da, eu nu știam. De ce nu ți-a spus? Păi asta te întreb și mă întrebați că de ce sunt supărată pe el. Bravo! Acum, super! Acum. Super, sunt eu. Aia nebună. Ai anumite lucruri, doar că el s-a jurat. Dar nu știam absolut tot ceea ce voi ați venit și a spus. Eu doar atât l-am întrebat. Ai vorbit tu ceva cu Are? Ai văzut că s-a mai nu, că mă jur... Că nu a vorbit și nu te-a gândit mai de unde a zis de 15 ori că mă jur. Ce n-ai investigat mai departe dacă nu ai încredere? Toată ziua asta a zis. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.